Iar Gabriela Cristea nu este singura mămică fericită de astăzi. Sora Delie a plecat și ea acasă alături de micuțul Bogdan. Ce s-a întâmplat? Vedem chiar acum. Eu mă simt mult mai bine decât la a doua, decât la prima sarcină, operație. Bebe e foarte cuminte. Am mai făcut asta odată. Acum suntem mult mai relaxați, știm ce avem de făcut. La Jessie eram teleghidați, eram foarte speriați. Acum suntem... E bine, e frumos. Putem să asimilăm și noi bucuria și toate sentimentele pozitive. Cel mic este foarte mic. Este sănătos, este perfect. Mi s-a spus că e perfect și noi îl considerăm perfect. Abia aștept să începem viața în patru acasă, acum. Ba, pot să alăptez, este ok. A fost doar o panică. Da, nu poate nimeni să alăpteze imediat ce a căpătat copilul. Da... Este modul meu de a ține legătura cu mămicile care se mai uită la mine și le povestesc prin ce stări trec și ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că dacă am scris ceva, gata, nu se poate modifica a doua zi. Nu, este totul ok. Este și lăptic, este să avem tot ce ne trebuie. Chiar am avut mare noroc. Am pregătit camera celui mic de foarte mult timp. Este camera celor doi mici. Bineînțeles, totul e acasă, îl așteaptă. M-am operat acum 3 zile. Un disconfort există acolo, dar mă simt bine, adică merg. Nu, chiar nu am de ce să mă plâng. Adică acum nu pot să mă apuc să fac sporturi extreme, dar să-mi țin copilul în brațe, să-mi merg, să mă deplasez, să-i fac un lăptic sau să-l țin la piept, sunt capabilă de toate chestiile astea. Ba chiar de mai mult, să ieșim la plimbare sau... Jessie nu știe mare lucru despre nou-născuți. Va reacționa ca și când îi aducem acasă o păpușă, eventual va încerca să-i bage degetele în ochi, habar n-am. Adică nu... Mi-ar plăcea să cred că o să-l iubească din prima, dar nu... E mult prea mică pentru genul ăsta de sentimente față. Adică nu o să recunoască ca și frățior sunt. Convinsă. O să-l vadă ca pe o păpușică drăguță și voi avea grijă să nu-l tragă de urechi și de nas. Tăticul este foarte mândru de băiețelul nostru și l-a luat foarte mult sub aripa lui și cumva mă simt foarte relaxată, pentru că știu că va fi, nu că va fi mai mult al lui, dar mi-a spus că la băițe pot să mă bazez pe el, adică mi-a zis stai liniștită că I got this. Și mă bucur tare mult. Nu s-a pierdut ca la Jessie, a știut acum ce se întâmplă. Da, deși am mai trecut o dată prin chestia asta, prin naștere și prin tot trambalăcul, de data asta am fost mai puțin curajoasă și mi s-a părut când mă uit la el că e foarte mic și că e ceva foarte fragil. Și nu, efectiv când pun mâinile pe el, parcă mi se transformă în gelatină. Mi-e milă să-l ating, nu știu, mie să nu-i fac vreun rău, pentru că este foarte mic și deși s-a născut la termen, e grăsuț chiar ca și greutate, e ok. Dar mie mi se pare foarte mic în comparație cu ce am eu acasă. Sunt un pic stângace în ceea ce îl privește, dar se ocupă tati foarte bine de multe chestii și nu-mi fac griji. Am găsit o bonă, este totul ok, toate merg bine. Se ocupă și mama de noi. Eu mă voi ocupa mai mult de Jessie, Bona de cel mic, pentru că el are mai puține nevoie, așa mi s-a indicat și de la spital, să mă focusez mai mult pe cea mare, ca să nu se simtă abandonată și nevoile celui mic, care sunt foarte mici, pe măsura lui, le poate îndeplini și Bona sau tati sau eu doar voi petrece timp cu el, să-l țin la piept, să-l alăptez. Suntem foarte norocoși și ne-am organizat foarte bine. A fost una din condițiile mele când am ales să facem al doilea copil. Deci am vrut să fie totul ca la carte, pentru că nu e ușor. Mai ales când vrei să ai și o viață frumoasă, ai o anumită vârstă, încă nu e momentul să ne plafonăm în casă cu copii și cu scutece.
toată ziua. Însă nu e momentul să mai facem un copil acum. Cred că doi ne ajung. Sunt clipe